Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru luni 22 martie. Hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi, pentru acest început de săptămână pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici 10-le de bâte. Sunteți foarte aproape de a vă obține țelul și acum nu este momentul să renunțați, este momentul să trageți tare și să duceți lucrurile până la bun sfârșit, până la capăt. Pentru cei care sunteți în relații, astăzi o să trebuiască să munciți mai mult pentru a menține echilibrul în relația voastră. Asta nu înseamnă că ar trebui să vă asumați anumite lucruri pe care nu trebuie să vi le asumați, nu, dimpotrivă. Aici 10-le de bâte ne arată că e posibil ca în trecut să fi făcut această greșeală, să fi fost voi tot timpul persoana care își cere iertare, care caută să împace relația, să facă lucrurile să fie bine. Și aici nu neapărat doar cu partenerul sau partenera voastră, poate chiar și în familie. Voi ați fost tot timpul cei care ați încercat să mențineți pacea și echilibru și poate v-ați asumat toate oalele sparte chiar și de ceilalți, chiar și atunci când nu meritați să vă asumați răspunderea pentru aceste lucruri. Și aici cu 10-le de bâte, mesajul este foarte clar. Da, e important să menținem echilibru. Da, nu trebuie să renunțăm la o relație doar pentru că lucrurile încep să fie mai grele, mai dificile, dar în același timp trebuie să învățăm să impunem niște limite, să impunem niște bariere, să ne impunem respectul. Și asta începe din felul în care noi ne respectăm pe noi înșine, pentru că dacă voi aveți o stimă de sine foarte scăzută, cum vă puteți aștepta ca cei din jurul vostru să vă respecte, să aibă grijă de voi, să vadă valoarea în voi atunci când voi nu sunteți capabili să vedeți valoarea în voi înșivă. Prin urmare, încercați astăzi, în cuplu, în familie, în relațiile voastre apropiate, să aduceți într-un mod diplomat în discuție aceste topicuri legate de limite, de bariere, de respect, de autorespect, de cum vreți ca ceilalți să se poarte cu voi, cum vreți ca ceilalți să vă vadă, cum vreți ca ceilalți să vă respecte și să vă onoreze. Faceți asta într-un mod diplomat, fără ceartă, fără voce ridicată, fără să aruncăm în fața interlocutorilor noștri toate greșelile lor. Nu e cazul să dezgropăm aici certuri vechi de mult îngropate, dar este important să impunem respect. Să cerem acest respect de la oamenii din viața noastră, de la soț, soție, iubit, iubită, de la familie, de la copii, de la părinți, de la socri, de la oricine ar fi. Trebuie să aveți curaj și să aveți aceste discuții dificile, pentru că aici cu 10-le de bâte sunteți foarte aproape de a obține tot ce vă doriți. Sunteți foarte aproape de a avea relația, familia pe care o visați, de a avea toată stabilitatea și fericirea pe care vă doriți în viața voastră. Dar mai este această mică chestie care trebuie rezolvată. Pentru cei care sunteți singuri, aici 10-le de bâte vă îndeamnă să lucrați asupra voastră. E posibil ca o parte dintre voi să aveți o stimă de sine foarte scăzută și din acest lucru să atrageți constant în viața voastră niște parteneri care nu sunt tocmai compatibili pentru voi sau nu vă respectă suficient. Și aici 10-le de bâte vă arată clar că sursa tuturor problemelor voastre în relații este această lipsă de încredere în forțele proprii, această stimă de sine scăzută și odată ce reușiți să rezolvați această problemă în voi înșivă, o să vedeți că nu o să mai atrageți parteneri inadecvați pentru voi, ci o să reușiți să atrageți partenerul sau partenera mult dorită, jumătatea voastră, sufletul pereche, persoana care vă completează întru totul, care vă respectă, care vă ajută și care își dorește să creeze un parteneriat împreună cu voi. Vedeți cum eu vorbesc constant pe partea de dragoste despre parteneriate, de parteneri și partenere, pentru că este foarte important într-o relație ca ambele persoane implicate să vină în această relație de pe picior de egalitate. Dacă de la început există un dezechilibru în dinamica de putere în relații, lucrurile nu o să iasă bine.
Pentru că o persoană tot timpul o să fie manipulată și cealaltă persoană tot timpul o să manipuleze. Și pe termen lung n-are cum să iasă ok. A, că există anumite teme de viață pe care unul dintre parteneri preia controlul și celălalt are încredere suficientă în partenerul sau partenera sa încât să îi urmeze direcția indicată de acesta, asta e partea a doua. Dar iarăși aici lucrurile trebuie făcute cu consimțământul ambelor părți. Și revenind aici la ce spuneam pentru cei singuri, aici 10-le de bâte ne arată că sunteți foarte aproape de a atrage în viața voastră, de a manifesta în viața voastră partenerul sau partenera ideală, dar că mai aveți acest mic lucru de rezolvat. Trebuie să lucrați asupra voastră, să vă îmbunătățiți pe voi înșivă, pentru că universul aici vă spune foarte clar, partenerul sau partenera ta ideală există, e aproape de tine. Dar nu o să-i dau voie să intre în viața ta înainte ca tu să fii pregătit. Pentru că dacă această persoană vine în viața ta și tu nu ești pregătit, nu ești acolo unde ar trebui să fii ca să fii pe picior de egalitate cu această persoană, relația nu o să iasă ok. Dar dacă depui acest efort, muncești asupra ta, îți îmbunătățești stima de sine, îți definești clar limitele care sunt acceptabile pentru tine într-o relație, în foarte scurt timp și această persoană o să apară în viața ta, pentru că o să fiți ambii dintre voi pregătiți ca să primiți acest cadou de la univers. Hai să mergem mai departe, pe partea de sănătate avem aici treiul de săbi. Aici sursa problemelor voastre de sănătate este una emoțională. Pentru o parte dintre voi suferiți din dragoste și sunteți foarte, foarte aproape să cădeți într-o depresie. Nu o să vă spun să zâmbiți, să fiți falși, să nu vă simțiți toate emoțiile până la capăt, pentru că nici asta nu este sănătos. Trebuie să treceți prin această experiență, să simțiți această durere până la capăt și la un moment dat, când o să simțiți voi că ați suferit destul, să lăsați durerea în spate și să treceți mai departe. Da, puteți să fiți triști, puteți să plângeți, puteți să vă plângeți de milă, dar e important aici să vă impuneți un termen limită. Cât timp sunteți dispuși să vă lăsați în acest vortex negativ? Cât timp sunteți dispuși să mai fiți triști și depresivi? Nu o lăsați să meargă la infinit, acordați-vă o zi, o săptămână, o lună, cât credeți voi că e necesar ca să procesați toate aceste emoții, dar impuneți-vă un termen limită. Pentru că aici văd că ar fi foarte benefic pentru voi să aveți un țel de viitor, un scop către care încercați să ajungeți. Pentru cei care nu suferiți din dragoste, aici sursa problemelor voastre de sănătate este faptul că ați îmbuteliat în voi niște sentimente negative, niște resentimente, ură, ranchiună, invidie, față de niște persoane care e foarte posibil că într-adevăr v-au greșit și aceste sentimente sunt oarecum explicabile, oarecum îndreptățite, dar ce trebuie să înțelegeți aici este că toate aceste sentimente negative pe care voi le-ați acumulat față de această persoană, care, hai să spunem că pe bună dreptate v-a greșit, toate aceste sentimente negative vă afectează doar pe voi. Pe cealaltă persoană nu afectează absolut deloc. În schimb, pe voi vă afectează fizic pe starea voastră de sănătate. Și este foarte, foarte important să găsiți metoda prin care să vă eliberați de aceste sentimente negative. Imaginați-vă toată ura, ranchiuna și supărarea pe care o simțiți pentru aceste persoane care v-au nedreptățit, ca pe niște valize, pline cu pietre, pline cu cărămizi. Și voi tot cărați după voi aceste valize zi de zi, minut de minut, peste tot pe unde mergeți. Persoana care v-a nedreptățit n-are nicio treabă cu valiza voastră, nici nu-i pasă că voi cărați aceste valize pline de pietre. În schimb, voi, pentru că refuzați să renunțați la aceste sentimente negative, vă îngreunați, vă încărcați singuri și vă încăpățânați să tot cărați cărămizile astea după voi. Renunțați la aceste sentimente, renunțați la ranchiună, renunțați la ură, renunțați la invidie pentru că vă face rău. Se manifestă fizic în viața voastră sub forma unor blocaje. Pentru o parte dintre voi, aici aveți niște blocaje limfatice, care duc la inflamații, care pot duce la răceli, migrene,
și tot felul de infecții în corp. Pentru o parte dintre voi, aceste blocaje se manifestă sub formă de dureri, dureri de cap, dureri de spate, dureri de dinți. Și pentru o parte dintre voi e foarte posibil ca toate aceste sentimente negative să se manifeste în viața voastră sub forma unor probleme cardiace, palpitații, aritmii, lucruri care în timp pot să vă dăuneze foarte, foarte mult sănătății voastre. Așa că e important astăzi să iertați. Nu pentru că cealaltă persoană merită să o iertați, ci pentru că voi meritați să vă eliberați odată și pentru totdeauna de aceste sentimente negative. Învățați să iertați și o să vedeți cum instantaneu starea voastră de sănătate o să se schimbe în bine. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem 10 de monede, o carte foarte, foarte frumoasă pentru această etalare. Aici primiți răsplata pentru efortul depus în trecut și acest lucru poate să vină sub forma unei măriri de salar, sub forma unui bonus, sub forma unei încurajări verbale sau scrise de la colegii voștri, de la colaboratorii voștri, de la superiorii voștri. Aici sunteți apreciați, ați făcut muncă bună, ați depus un efort care acum este observat, este recunoscut public. Pentru o parte dintre voi, dacă vă gândiți să începeți o afacere sau să colaborați cu cineva, aici sunt foarte, foarte bine aspectate afacerile sau colaborările cu membrii din familia voastră. Că e vorba de soț, soție, părinți, copii, frați, surori, cumnați, verișori, toate afacerile care sunt începute în familie sau au participarea membrilor din familia voastră sunt foarte, foarte bine aspectate aici. Dacă vreți să începeți o afacere nouă, energia acestei zile este foarte bună pentru inițierea acestei activități și văd că aici afacerea o să fie una foarte longevivă, de durată, care o să vă aducă foarte, foarte multă stabilitate, prosperitate financiară și o să fie genul de afacere pe care o să puteți să o lăsați moștenire copiilor și nepoților voștri. Pentru cei tineri care nu știți în ce direcție s-o apucați în carieră, discutați aici cu membrii din familia voastră, părinți, unchi, mătuși, verișori mai în vârstă, frați, surori mai în vârstă. Ascultați sfatul acestora. O parte dintre voi s-ar putea să hotărâți să o luați pe calea pe care a luat-o deja un membru mai în vârstă din familia voastră. Poate vreți să vă apucați de aceeași meserie ca părinții voștri sau frații voștri. Toate aceste lucruri sunt foarte bine aspectate aici și va fi decizia corectă. Pentru cei care sunteți mai în vârstă, care sunteți deja angajați sau poate chiar vă apropiați de pensie, aici este important să puneți bani deoparte, să vă gândiți și la stabilitatea voastră pe termen lung și înainte să luați o decizie radicală, fie de a vă schimba locul de muncă sau de a ieși la pensie anticipat sau orice decizie vă gândiți aici să luați, e foarte important să vă analizați pe termen lung cum stați din punct de vedere financiar. Dacă noul job pe care vreți să îl începeți sau noua afacere pe care vreți să o începeți nu o să iasă așa cum v-ați așteptat voi, aveți puși deoparte suficienți bani încât să rezistați 3-6 luni până când vă găsiți altceva? Dacă ieșiți la pensie, faceți-vă calculul anticipat, o să reușiți să aveți un stil de viață echilibrat cu finanțele reduse doar din pensie fără salar? Gândiți-vă și la posibile probleme care s-ar putea să apară în viața voastră odată cu vârsta. Dacă apare ceva neprevăzut, o problemă de sănătate, aveți suficienți bani puși deoparte încât să acoperiți aceste cheltuieli, da sau nu? Și pe urmă luați aceste decizii doar atunci când aveți toate datele problemei la îndemână. De asemenea, mai ales pentru cei care sunteți în parteneriate, aveți un soț, o soție sau e vorba de parteneriate de afaceri, aveți un partener de afaceri, nu luați decizii radicale pentru jobul, cariera sau afacerea voastră fără să vă consultați partenerul sau partenera. Va fi o greșeală dacă faceți aceste decizii de unul sau una singură. Sper că nu v-am îngrijorat prea tare. 10 de monede este o energie foarte frumoasă, foarte pozitivă. Dar eu aici v-am evidențiat puțin și riscurile și posibilele probleme ca să vă gândiți la ele. Nu trebuie să vă panicați, să vă speriați, trebuie doar să țineți cont și de aceste lucruri, de aceste considerente.
Înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi. Până când amestec eu aceste cărți, vreau să vă spun despre videourile, etalările de tipul alege o carte, etalările interactive pe care le-am pregătit pentru voi. Am deja câteva videouri de acest gen pe canalul meu de YouTube, le găsiți aici la linkul din colțul din dreapta sus. Mie personal îmi plac foarte mult acest gen de etalări. Eu când am început să fiu interesată de tarot, sincer, pentru mine aceste etalări s-au potrivit cel mai bine, mai mult decât etalările pe zodii sau etalările zilnice pe care le fac persoanele pe care eu le urmăresc, pentru că da, și eu urmăresc alte persoane care se ocupă cu tarot, pentru că tarotul este o artă foarte interesantă care nu prea îți permite să o folosești în scopuri proprii, trebuie să o folosești pentru binele societății, nu pentru binele tău personal, individual. Și pentru mine personal acest tip de etalări interactive a fost cel care s-a potrivit cel mai bine, plus că m-a ajutat să îmi cresc intuiția, să îmi dezvolt abilitățile intuitive. Lăsați-mi în comentarii ce alte teme de tarot din acestea intuitiv, de tipul alege o carte, ați vrea să pregătesc pentru voi și e posibil mai devreme sau mai târziu să vedeți aceste videouri pe canalul meu de YouTube. Și încă un lucru, aceste etalări interactive sunt valabile tot timpul, adică fie că vedeți videoul în ziua în care l-am filmat, peste 3 luni sau peste 3 ani, momentul în care intuiția voastră vă ghidează către acel video este momentul în care voi sunteți pregătiți să ascultați acel mesaj. Și de asemenea, nu ezitați dacă revin aceleași teme, aceleași probleme în viața voastră peste 3 luni, peste un an, să reveniți la acel video și să faceți o altă alegere, pentru că intuiția voastră peste un an, peste 2-3 ani, o să fie alta față de intuiția voastră acum și s-ar putea să alegeți alt mesaj care se aplică pentru situația voastră la momentul respectiv. Și acum să revenim la etalarea pentru azi. Mesajul de la cardurile de înțelepciune este următorul. Merit doar binele în viața mea. Mă eliberez de fricile și limitările altor oameni. Am propriile mele gânduri iubitoare. Un mesaj foarte frumos pentru această zi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!